Rutina este principalul dușman, este factorul coroziv al relației. Există o definiție a fericirii? Există o definiție particularizată, General? nu. Care să traduce psihologic prin stare de bine. Moment. Pentru. Exact. Crezi că există compromisuri în, în, în relații? Trebuie să existe compromisuri. Acum, știi, Nazrin, știi ce ne încurcă pe noi foarte tare? Definiția unor termeni. Pentru că noi percepem termenii ăștia extrem de radical se poate și e benefic pentru cuplu ca tu să faci în virtutea sentimentelor niște gesturi de genul ăsta. Dar ele trebuie apreciate, adică știi că dacă nu persoana respectivă te ia for granted, te ia gratis și după aia nu mai contezi. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod Marca a meritat podcast. Îmi pare foarte bine să știu că ne urmăriți într-un număr din ce în ce mai mare și sunt absolut convinsă că și acest episod va fi urmărit de foarte mulți tineri, de ce nu, pentru că este dedicat adolescenților. Adolescentilor, adolescentelor, doamnelor, domnilor, ce să mai tuturor. Pentru că vreau să trecem așa prin mai multe subiecte referitoare la dragoste, la iubire, la relația amoroasă, dar de ce nu și uh, cum facem uh, pasul la uriaș de la prietenie la iubire. Dacă e vreo diferență, de fapt, între iubire și dragoste și multe, multe alte întrebări, uh, recunosc și personale, dar și uh, uh, din partea prietenilor, să zic așa, cu un invitat uh, foarte drag mie, o cunoștință foarte Veche, psihologul Eduard Puiu. Bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat cu pentru mult că drag. am văzut că ai făcut o treabă excelentă aici, ai invitați de seama și dacă tu mă consideri unul dintre ei, înseamnă cu că... Cu siguranță ești! Da, îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu din suflet! Mă bucur tare mult pentru că ne-am avut, cred că, zeci sute de, de discuții, doar așa de câteva minute, 5-10 minute, e acum... În care nu mai scăpam de în tine, care... pentru că tu erai cu întrebările alea da, 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 cu da, bățu da. prin da. gard. Mă rog, știi cum e vorba aia? O prietenă vrea să știe, nu eu, nu am <laughs> da, să am, o prietenă care vrea să știe. Acum lăsând gluma deoparte, am observat că din ce în ce mai mulți tineri accesează și zona aceasta, știi? A dezvoltării a, personale, a psihologiei în general, a lucrurilor a, noi, a informației, a, pe internet. Căci nu e așa, un click și aflăm cam ce ne interesează. Dragostea asta, iubirea asta, există? Există relația perfectă? Nu, relația perfectă, din punctul meu de vedere, nu există, pentru că perfecțiunea, atunci când vine vorba de mintea umană și de comportamentele noastre, e foarte greu de atins. Paradoxul, nu vreau să începem într-o notă pesimistă, dar trebuie să fim realiști. Paradoxul foarte mare legat de ceea ce ai spus este că, în ultimii ani, Uh, există foarte multe informații. există foarte Poate multe podcasturi, da. foarte mulți specialiști și uite o să facem o paranteză în discuția asta să vorbim puțin și despre multitudinea de specialiști care își dau cu părerea unei Specialiști, da? Nu vreau să... da. da. Uh, ideea așa, că invers proporțional succesul și eficiența în relația de cuplu a scăzut. Cu cât mai mult, gândește-te la 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă, când nu erau atâtea podcasturi și atâtea informații, da? Nu mai vorbesc de, de trecut. Relațiile parcă funcționau, parcă existau alte liane acolo care țineau oamenii împreună. În detrimentul a ceea ce găsim peste tot, uite că relația începe să scârțe pentru că ea s-a transformat. Paradigma relațională s-a transformat foarte mult. Cumva viața asta virtuală ne afectează viața noastră adevărată, cea de cuplu, cea de zi cu zi, nu doar de cuplu? Pe de o parte, tot aspectul ăsta care ține de social media, dar pe de altă parte și toată oferta asta abundentă din jurul nostru, da? tot ce înseamnă distracție, oportunități, vacanțe și așa mai departe. Da? am ajuns să considerăm că dacă o relație nu merge, ea trebuie pusă pe hold și încercat altă relație, da? Ceea ce nu, e, nu are configurația unei relații clasice pe care noi o știm din trecut. Eu cumva aș reduce tot ce ai spus tu până acum și sunt în totalitate de acord cu un singur cuvânt, comparație. Pentru că nouă ne place să ne comparăm cu alții, apropo de social media. De câte ori n-am văzut sau n-am simțit, nu știu, poate ne puneam tot felul de întrebări, Ma, de unde are rămas asta, așa ceva? Dacă uh -huh. cum, ăștia să înțeleg, dar de unde? Dar vreau și eu, uh -huh. nu? Și cumva asta sârnește și controversă, și invidie, și frustrare, și cred că de aici pornesc și anumite probleme, nu știu, în viața de zi cu zi. Uh, și de aici, și din faptul că uh, nu mai avem timp și nu mai avem nici educație în spiritul ăsta. Uite, hai să zic ceva. Uh, o anumită. Uh, parte dintre noi, cei care sunt, să zicem așa, trecuți de 30 de ani, au încă în minte și le răsună încă în urechi anumite principii, valori pe care le-au văzut în familia de acasă. Chiar dacă ea a fost disfuncțională, da. dar măcar să discuta despre asta. Au văzut în filme. Gândește că la școală am studiat foarte multă literatură cu iz romantic, da, de la Eminescu, Luceafăru și așa mai departe. E, Faptul că noi acum avem aceast, acest bagaj mental da? și ne trezim proiectați într-o lume a consumerismului, în care totul e pe fast și totul este ă, extrem de selectiv, suntem rupți în două. Nu știm, deci noi avem ideea de relație romantică, undeva încă căpușorul nostru, dar astăzi nu mai e romantică deloc, este foarte practică. Și atunci creierul e oarecum confuzat, că nu mai știe, ar vrea, îi place siropul la dulceața aia din relația romantică, dar astăzi sunt atât de multe impedimente că nu mai reușești să sincronizeze aceste două concepte, înțelegi? Exact, exact. Um, plecând de la ideea asta, spune că înainte, parcă oamenii nu renunțau atât de ușor, exact, nu? Cum da, renunța astăzi. Da. Totuși, rutina unde o regăseai mai mult? Acum, hă, mulți ani de zile în relațiile amoroase sau în ziua de azi? Nu, rutina... Uh, ha. E o problemă, așa? Asta, asta, asta e o întrebare excelentă. Pentru că, de fapt, rutina este principalul dușman, este factorul coroziv al relației. Da? De ce? Pentru că noi, ca indivizi, avem niște nevoi pe care automat le aducem în relația de cuplu și relația are nevoile care înseamnă suma nevoilor noastre. Nevoia omului de noutate este una bine știută. Nu putem să trăim într-o, cum se numea aia, aia de trenulețul ăla de te pui în el și te duci așa din Maramureș. Mo, mo A, ce? în mocăniță. mocăniță. da? Nu poți să trăiești așa în mocăniță aia, zdrângănind în fiecare zi, trebuie să existe ceva nou, ceva care să te surprindă, ceva care să dea drumul la serotonină, la dopamină. E, în momentul ăsta și relația are nevoie de nou. Și dacă nu ai în egală măsură, pentru că degeaba unul dintre noi înțelege nevoia asta de nou și vrea să o aducă, dacă celălalt e în defensivă și nu vrea să facă nimic, avem o problemă. Deci amândoi trebuie să fie oarecum participativ la ideea asta și să înțeleagă că flacăra asta trebuie menținută de ambii parteneri în egală măsură. Altfel nu funcționează. M-aș fi gândit că rutina exista, nu știu, acum foarte mulți ani de zile, când poate nu erau atât de multe activități pe care să le poți face și nici acces la informație. În schimb, în ziua de azi constat, de fapt, problema asta la foarte multe cupluri, știi, care se plâng și spun, păi, ne-am plictisit. Toată ziua să cu telefonul în mână, vine de la muncă, intră pe Facebook, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram și cam atât. Adică totul se reduce la zona asta, știi? De... Da, da. Atâta vreme cât în trecut, de exemplu, nu exista oferta asta despre care vorbeam inițial, din partea mediului da. extern, da? Mă duc la tenis, mă duc la sală, mă duc cu fetele colo, mă duc în club, plec nu știu unde, da? Individual vorbind. Automat că tu trebuia să faci niște activități în cadrul familiei da și poate că menținea nevoia asta, menținea efervescentă dorința de a face ceva acolo. Nu era foarte mult de făcut da. în exterior. Plus că nici mentalitatea nu era așa. Acum Având atât de multe, eu la un dat, am spus -a mie mi se pare că uh, relația cu partenerul, în unele cazuri, da. nu vreau să fiu hater, da. dar tu mai să vorbim despre relație să rog. spunem lucrurile. Mi se pare că și partenerul e undeva acolo, de la 4 la 5 în agenda, să uite, zice, bă, la sală modul a la 6, uite, am loc să ieșim la masă, de la 9 la 10, dacă vrei, știi? Nu cu e plor. rău neapărat să fii organizat. Okay. Te bufnește <laughs> da. Din păcate așa stau lucrurile. Știi care e problema? Că noi avem două variante. Mm -hmm. Ăștia care avem jumătate în creier mai romantic așa, da. avem varianta să ne adaptăm și să intrăm și noi pe făgașul ăsta în măsura în care putem sau să rămânem nefericiți, dezadaptați. Înțelegi? Să trăim cu ideea că relația trebuie să funcționeze cu orice preț, că trebuie să o coasem, că Trebuie să fie un echilibru. Poza fericirea asta are o definiție? Uite, eu obișnuiesc să întreb invitații mei da. ce înseamnă fericirea pentru ei. Și fiecare se raportează la lucruri Categoric. total diferite. Da. Există o definiție a fericirii? Există o definiție particularizată, nu. Care să traduce psihologic prin stare de bine. Moment. Pentru, exact. Pentru că, vezi, aici este, că tot e vorba despre relația de cuplu, este vorba despre un grafic, dacă vrei, al așteptărilor mele legat de ceea ce se întâmplă în cuplu. Și o leg cu fericirea. Dacă eu am intrat fără cultura relației, tânăr fiind, spuneai la început că tineri, uite, mi-aș dori să se uite tinerii să înțeleagă lucrurile astea. Pentru că ei intră în relația de cuplu cu vocea aia în ureche, care le spune că o să vină tânărul ăla, că o să le ducă pe ele pe că, căluțul alb și o să da. se întâmple și nu știu ce. Dar nu au prefigurat un traseu în care există multe sincope. Da? există apariția primului copil psihologic deci în, în materialele noastre sunt aceste praguri maximale care au ca interval o perioadă de homeostazie și unul din ele este apariția primului copil adică oamenii trebuie să știe foarte clar că atunci când apare primul copil o să aibă loc niște discuții să schimbă dinamica în relația de cuplu și pe asta nu-i învață nimeni pe tineri că da. trebuie să aibă o așteptare realistă. Și nici de la... chiar învățat tot. Mă, dacă sau... auzi puțin, măcar, cum să zic, ai idee. Ai idee. idee. Dar când tu iei viața în roz și te aștepți ca tot timpul să fie lapte și miere și te trezești odată aruncat în hău, s-ar putea emoțional să nu-ți mai revin niciodată sau să rupi relația pentru chestia asta. Pe când dacă tu ai o cultură legată de relații, înțelegi niște lucruri, ai făcut poate niște cursuri. de educație. Exact, despre asta vorbim. Ce am mai constatat eu în ultimii ani de zile, și o spun așa cu oarecare tristețe, dacă e să zic așa, oarecare disperare în rândul anumitor femei, anumitor bărbați, care susțin că niciodată nu o să-și mai găsească pe cineva. E mai ușor să-ți mai găs să găsești pe cineva acum, în 2023, față de, nu știu, acum 20 de ani, 30 de ani. Îți găseai mai repede jumătate acum, mulți ani, decât în prezent. Ești foarte inspirat azi. Sunt foarte Întrebări, mulți care și-ai pierdut speranța. Întrebările astea le aud în mod frecvent și nu neapărat în cabinet, cât de la prieteni, da. de la cunoștințe care ies din relații cu această teamă. Într-adevăr, dacă s-a modificat foarte mult paradigma relațională, cum îți spuneam, s-a modificat și mentalitatea noastră legat de ce înseamnă relații și lucrurile sunt împărțite oarecum în două. Adică există generația asta cum îți spuneam că îmi place să împart așa pentru că e relevant momentul de la care s-a schimbat mentalitatea față de relație. Cei mai tineri nu înțeleg relația dacă ea nu este susținută de o uh, poliță de asigurare, de o siguranță, în special femeile, da? Trebuie să spunem lucruri pe și nume. Ne referim la partea materială. Partea materială, da? Uh, în momentul în care tu cauți stabilitatea asta și în momentul în care faci niște alegeri cu această condiție în prim plan, automat vine la pachet cu niște slăbiciuni, cu niște tinichele de coadă, ok? Vorbesc de generația Adică poate oferi partea materială, dar nu și cea emoțională sau uh, de ambele. Dacă, dacă tu nu înțelegi ce înseamnă egalitate de plină în cuplu, știu că aici o să fiu contrazis că nu există, bun, nu există, că nu poți tu să schimbi cauciucurile la mașină, dar astea sunt niște lucruri minore. Până mă la încercare. <laughs> egalitate mă refer la drepturi și obligații, da, da, dar nu asta practice. Uh, sunt oameni care își fac, de exemplu, bugetul familiei și au uh, banii la comun, sunt oameni care discută despre relație. Ca despre un corp comun, și sunt alții care merg așa, ca două, și nu înseamnă că nu funcționează. Da. Funcționează și asta. E. Deci, generația asta, care trece foarte mult, hai să vorbim popular, cu dragostea prin stomac, înțelegi, are surpriza să vină la pachet cu niște non-valori care ulterior lovesc foarte puternic în relație. Da? Adică. Tu ești o tânără de 25 de ani, da un exemplu, da, și spui, mă, nu știu, eu nu pot să mă cuplez cu orice rântoc. Vreau să aibă o situație, da? Și chiar o situație foarte bună, să merg și eu. 25 acolo. de ani e mult? În ne fiin. putem raporta și la adolescente care pleacă deja cu genul ăsta de educație și de Oho. mentalitate. Oho. Nici nu în vârstă. Am spus doar adolescente. E, foarte multe exemplare din categoria asta, vorbesc de băieți, de da. bărbați, în momentul în care își permit și știu că sunt uh, uh, foarte bine, uh, sunt bazați financiar, întotdeauna o să aibă deschidere și către alte zone. Înțelegi? Tu trebuie să-ți asumi că la nu va fi doar al tău dacă țintești o relație cu o persoană care nu este sintonică cu tine, care nu are aceleași valori. Dacă tu pui doar preț pe partea asta și nu vezi restul valorilor, să știi că la nu e doar al tău și viceversa. Ok? E. Problema celor trecuți, să zicem, de 30-35 de ani, care eventual au, au ars o relație sau două, este că au atât de multe traume nerezolvate sau microtraume nerezolvate, încât acum suflă și urt. și de-aia orice personaj apare în calea lor îi găsesc chichițe. Ăla nu e bun pentru că ei imediat fac o punte cu... Traumele din trecut, a, seamănă cu chestia aia, eu nu mai îmi doresc lucrul ăsta. m am mințit că nu știu ce, nu mai am nevoie de niciun mincinos. Și atunci renunță foarte ușor. Și au senzația asta, pentru că se bazează foarte mult pe compatibilitate. Ăsta e un subiect pe care, uite, ți-l propun da. să-l dezbatem scurt cu compatibilitatea. Nu se bazează pe faptul că ei sunt parte integrantă din relație, ei au 50% acțiuni acolo. Deci tu ar trebui... Să fii încrezător în forțele tale, nu să aștepți un om compatibil pe deplin, că nu există. Și să zici, așa, bă, are din tablou uh, nevoilor mele raportat la un partener, are ce trebuie cât de cât, da, păi restul e munca mea. Eu doar trebuie să văd dacă e adaptabil sau nu. Și de asta, cei mai, să zicem, trecuți de 30-35 de ani au atât de multe temeri și refuză. Deci desfac pachetul, nu se potrivesc două-trei chestii, a nu e bun, dau deoparte și au senzația că nu o să găsească niciodată, pentru că nu sunt dispuși da? să muncească și să, cu toleranță să adapteze. Atenție! Hai să eliminăm schimbare, că se ferește toată și lumea se de schimbare. Și generalizează foarte exact. mult, pentru că am tot auzit în sânga și în dreapta, e, băieții nu mai sunt cum era odată, Nasrin. E, bărbatul nu și să mai respecte o femeie. Tu n-ai văzut ce generații vine acum din spate? Tu n-ai văzut că fetele, ia uite, uite, uite cum umblă fetele, uite cum vorbesc fetele. Acum, dacă ar fi să ne raportăm totuși, E, e o diferență, corect. E apropo și de rețele de socializare, și de tot ce vedem, și de trenduri, e normal. Ai vorbit și tu, să ne adaptăm. Dar parcă ai nevoie și de treaba aia autentică, știi, parcă e ceva ce ar trebui să rămână acolo, să nu se schimbe niciodată. Marea păcăleală e că în momentul în care ai intrat într-un flirt cu cineva, cunoști o persoană, există un marketing atât de puternic, da? pentru că noi toți prezentăm o marfă. Eu vreau ca tu să mă percepe așa și îți vorbesc doar despre părțile mele bune. Și în perioada asta în care se declanșează extrem de multă dopamină, eu sunt orbit de lucrurile a plăcute. Da? După care, când se termină partea asta, Normal. Asta este, asta, este, asta, este, asta e marele păcat ale relației. Că tu te lovești prima dată de această publicitate imensă. Și nu-ți dai seama ce e în spatele publicității. Ar trebui să ai niște așteptări realiste. Păi adică... Păi doar atunci să fluturași <laughs> Uh, ai să rămâi surprinsă, dar să știi că există posibilitatea să transformăm fluturașii ăștia <laughs> nu în moli, ci în niște, nu știu, să-i punem undeva la insectari și să rămână acolo fluturașii, dacă, dacă știi cum. Dar când știi că, mult timp. O știi o care e condiția? Nu. Ce De îți spuneam mai devreme? De fapt, uh, teoria asta a funcționalității relației. O relație funcționează atunci când ambii parteneri în egală măsură, dar în egală măsură, își doresc și și pot, că degeaba îți dorești, eu vreau, dar nu știu cum, și și știu cum, să negocieze nevoile astea în fiecare zi. S-a întâmplat ceva rău între noi. Ce facem cu asta? Ce fac oamenii în general? Să bat pe dreptate. Aici ai greșit, trebuie să cer scuze, orgoliu, nu vorbim două, trei zile. Wrong. E greșit total. Lasă că nu te încălzește cu nimic, că ai dreptate. Hai să găsim împreună niște soluții. Ce facem ca să nu se mai repede te episodul Te încălzește la final când tragi și că tu ai avut dreptate. Cum să nu? Da, dar relația e disfuncțională. Adică ai dreptate. Ești cu dreptate în brațe, dar relația nu funcționează. Da, ai avut dreptate. Păi și, și gândește-te după un an de zile de dreptate, da? Ești cel mai, cum să zic, ești campion la dreptate, dar relația e pe nisip. Despre asta e vorba. Oamenii asta nu înțeleg, care e super simplu. Întotdeauna când o să auzi cine are, am avut dreptate, ți-am spus, eu, tu ai greșit, aia e luptă de putere. Lăsați-o că nu are nicio relevanță. Întrebarea justă sau enunțul just e așa, bun, avem situația asta. Ce facem mai departe? Ce reguli extragem de aici? Ce principiu care să ne ghideze în continuare avem? O, e eficient. Da, da, vezi tu, asta spuneam. Pleacă de la educație, pleacă și de la caracterul cu care ne-am născut noi. Caracterul este al nostru, nu îl formăm noi până la urmă. Comportamentele se mai schimbă în viața de zi cu zi. Ne mai lăsăm influențați, dar contează foarte mult și cu ce bagaj emoțional plecăm de acasă, contează și cum ne raportăm la societate, ce am fost învățați, mă rog, și multe alte. Enorm. Ele. Enorm. Și uh, e clar că diferă, da? De la indiviz la indiviz, de la relație la relație. Dar când ar trebui să ne dăm seama că dragostea s-a dus sau e pe ducă? Uh. Și că începem să devenim niște prieteni, amici, cunoștințe, ne îndreptăm spre niște da. inamici, ca să nu zic dușmani. Uh, apare lipsa de interes. Dar știi, pe, e un desen animat pe care ți-l ilustrez acum, știi? Creierașele noastre au o componentă foarte veche, creierul reptilian, creierul vechi. Noi l-avem acolo, un căpușor în cutia craniană, dar el e învățat, e format acum câteva milioane de ani. Când ce făceam? Stăteam la soare, nu făceam nimic, da? Ne iubeam toți cu toți. Mai mâncam o căprioare, și după aia iară la soare. E creierul ăla, în momentul în care tu te-ai așezat într-o casă cu o persoană, creierul ăla știi cum uh, percepe persoana respectivă? Dușman. Pentru că el vine cu niște tascuri. El zice: Ce vreau ăsta? Să duc eu gunoiul, să fac eu, să dreg eu? Și atunci creierul ăsta reptilian din start intră în luptă. Ok? Și când noi ar trebui să fim acolo, bot în bot, să păstrăm, așa cum spuneam, relația, prin interes, prin pricepere, la un moment dat, după o perioadă de timp, unul foarte firav se relaxează, adică zice... Hai, lasă-mă, nu mai în seara asta, nu mai au în brațe, că e meci, înțelegi? Nu mai stau cu ea să o gâdil în păr, joacă steaua în seara asta, înțelegi? Azi așa, mâine așa, el începe, sau ea, să devină puțin mai evitant, tocmai pe considerentul că ia mea, e acolo, am controlul, nu se întâmplă nimic dacă odată nu fac. Când el se deplasează puțin către tronul lui, ea începe să-și pună întrebări. Dar de ce nu o mai gâdilă în cap? Și se duce către el, înțelegi? Și uite așa apare jocul ăsta celebru, care e de fapt, acolo e călcâiul lui Achille. Între un evitant și un anxios. de spunea mai devreme că cel mai greu e să, să stăm bot în bot acolo la jumătatea drumului întotdeauna pericolul e că apare unul mai evitant care începe să evite încet, încet. Pentru că are control. E sigur de partenerul lui. Și elălalt începe să... Cu cât presează asta mai mult, anxiosul, dar de ce nu mai facem aia? Dar de ce nu mai mergem duminica cum mergeam în par și făceam activități? E, ăsta începe să evite, să retrage. Și culisanta asta așa este extrem de dăunătoare. De fapt, aici apare rutina. Da? Că m-ai întrebat, de aici plecăm Rutina apare în momentul în care tu nu mai Tu nu mai înțelegi această ecuație Și ești dispus în valsul ăsta Extrem de nociv Al evitantului cu anxios. Sunt două expresii care ne-au cam urmărit Așa copilăria Unu, indiferența ucide da. Indiferent, dacă ești indiferent O să vezi că se va întoarce după tine da. asta, asta e valabil și în prietenie Și în, da. în orice mediu Sau vezi că ce e prea mult strică Ok sau mai rău că e mai drăguț să okay. pe acolo, știi? da. Hai să vorbim puțin despre fiecare în parte. Indiferența asta într-o găsnicie, într-o relație, da. o aplicăm sau nu? Uh... Sau o aplicăm, cum să zic, uh, eu ți-arăt ție că sunt indiferentă sau te fac să crezi că sunt indiferentă? E un joc, e o strategie? E, da. E bună? Da. Nu. Uh, hai să spun o treabă. Fă o comparație între conceptul ăsta... Și gelozia aia binevenită, despre care vorbesc unii. Știi, zic, a, ască puțină gelozie. Mă, fraților, știi cum e asta? E ca și când tu, neinițiat, ai vrea să te joci cu valia uh, de să joacă un fakir, da? Sau cu niște săbi extrem de ascuțite. Mă pare interesant, Poți să fii interesant. Dar riscul să te taie foarte mare. Așa da. e și cu indiferența planificată. Vezi atenție, să se ia de toți. Sau cu gelozia. Da. Pentru că sunt niște concepte pe care trebuie să le... Să fii foarte smart emoțional ca să poți să le gestionezi bine. Mm -hmm. Înțelegi? Adică e atât de periculos jocul ăsta. Acum, eu nu sunt misogentul, știi, deloc, da? da? Adică eu am public preponderent feminin și -a mai departe. Dar nu pot să ascund faptul, și aici doamnele cu minte sănătoasă n-au cum să mă acuze că există foarte multe strate strategii, mai mult din partea lor, pe zona asta. Mai ales când se întâlnesc ele la cafea, știi? Și -și Dau ele niște hinturi, așa. Lasă-l, mă, nu-i mai da atâta. Ce tot, nu știu ce, înțelegi? Bine, dar asta cu bătaie scurtă funcționează, cu bătaie lungă, extrem de, de, de nocivă, chestia asta. Da. Bun. Și reversul, legat de ce ai spus, în exces, toată ziua, m bale pe toată fața, nu e, e în regulă, înțelegi? Pentru că, știi cum e, ca și când acum, ți-e de tiramisu? E ca și când dacă ți-ar fi... ți poftă, nu? Nu. Nu? <laughs> Ți-aș pune o tavă în față și zic, da, în loc să-ți dau cu lingurița, știi, să-ți placă, să guști, a, pui tava și mănânci. E același lucru. Deci nu spunem în fiecare zi să te iubesc? Putem să spunem în fiecare zi te iubesc, da cu nu condiția... La fiecare telefon. Sunt cupluri care au această, acest cod al lor și nu e rău. Da? să spui în fiecare zi te iubesc. Ideea este să simtă partenerul tău că dacă spui acel te iubesc, lucrurile stau chiar așa și nu spui în loc de hai pa la revedere, te iubesc. Păi nu așa se transformă dacă spui în fiecare zi și nu, stop la nu. fiecare... Nu, e o poliță de asigurare. Adică dacă eu îți spun, eu spun partenerii în fiecare zi să nu i că te iubesc, înțelegi? E ca și când în fiecare zi spun că sunt acolo, sunt tău, da? Dar tu trebuie să, să dai credit acestui te iubesc. Și eu să fiu conștient că ți-l spun, pentru că în această sintagmă scurtă, sentimentele mele sunt la locul lor. De, e important. Și asta e un cod al relației. Poate la unii e prea mult și zic că mă termină cu atât te iubesc. Dar poate pentru alții chiar este acea îmbrățișare zilnică. E chiar acel sărut zilnic, acest te iubesc. E permis orice în iubire? O, oh, Doamne, mai puțin mințitul și înșelat. Alea sunt deci eu, cum să zic? La capitolul ăsta sunt extrem de ferm. Orice este permis, da? mai puțin mințitul și înșelat. Adică poți să ai perioade disfuncționale, poți să ai perioade în care să te disparți puțin, da? adică la modul, hai să ne luăm o pauză, să fim noi în compa, să vedem. Sunt atât de toxice unele relații încât ai nevoie să te detașezi. Crezi în pauză la asta Dar o nu în pauze lungi. Și nu ne neapărat că trebuie să nu ne vedem. Dar să respirăm puțin și să ne dăm seama, să ne dăm doi pași în spate să vedem ce se întâmplă, ok? Nu zic să ne luăm bagajul și o lună de zile să nu mai știm de persoana respectivă. O perioadă de respiră, de câteva zile sau poate dacă locuim în aceeași casă, pur și simplu să stăm fiecare cu gândurile noastre câteva zile, câteva ore, poate o săptămână, să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat. Dar minciuna... Și trădarea sunt niște lucruri la care nici nu avem ce să discutăm. Adică, trădarea este cel mai urât lucru posibil, mai ales că ține de demnitatea ta. Tu ai înșelat pe cineva, da? Dar ideea e așa. În momentul în care s-a terminat relația respectivă, și tu ai trecut, ți-ai ți pus tu singur eticheta asta de trădător. De ea nu vei scăpa niciodată. Și aici intră rămân. multe fapte. Și intră multe fapte, pentru că am auzit dezbaterea asta de o mie de ori dacă fac sex înșelat sau dacă mă duc la o cafea cu cineva înșelat. Acum depinde fiecare cum o percepe. Eu personal cred că atâta vreme cât tu te-ai deconectat emoțional și te-ai dus către altă persoană, da, se cheamă tot înșelat. Pentru că dacă nu partea corectă, da? nu mai simt, nu mai îmi satisfaci nevoile. Nu mai e ce, ce trebuie. Da? Pune relația pe hol și du-te și fă ce vrei. Cum numești femeia care consideră că atâta timp cât bărbatul se întoarce acasă și înșală fără ca ea să afle, totul va merge strună? Și nu are de ce să își facă griji. Lipsită de demnitate și se mulțumește cu niște frimituri. Ok? Și chestiunile astea, uh, Acum, mai e o, un amendament. Dacă femeia acceptă lucrul ăsta, s-ar putea ca și ea să aibă niște portițe de scăpare, da? Dar dacă le acceptă conștientă, înțelegi? Și chiar ea e cu minte acasă și zice, da, mai umblă până floricele da pe acasă aici. Dar tot acasă vine. Dar uh, Are o stima de sine redusă. Ce nu știi nu Și vrea dar tot prostul satului rămâi. Înțelegi? Nu te omoară, dar tot ultimul fraier din curtea școlii ești. Hai să fim sinceri. Adică nu sigur schimbă... că ai auzit tu treaba asta. Păi da, nu la te la omoară, da, într-adevăr. Dar știi, s-ar să nu știi tu și să știi alții și pentru ăia tu ești. Și de obicei așa se întâmplă. Cineva tot află. Înțelegi? Da. Apropo de treaba asta, e bine să ne amestecăm? Ce anume? Când aflăm de alte relații. Extra, conjugale. O, e grea întrebarea asta. Sau ne vedem de pătrățica noastră? E grea întrebarea asta și depinde de la caz la caz. În general, când este vorba despre frați, rude apropiate, despre care știm că ar putea să sufere, unii chiar ajung la gesturi extreme, ar fi bine să... și știi cum să procedează, nu? Prima dată te duci la trădător și pui în vedere... Să rezolve el situația Că dacă nu se întâmplă Aici vorbim de da, acum Dacă sunt prieteni apropiați E foarte complicat că depinde De, de la caz la caz Dar mereu merge la trădător Eu recomand ca prima dată Mai ales când e vorba de frate, soră, mamă, tată Și așa mai departe da. Să te duci la trădător și să-i spui Vezi că știu, gestionează situația Că altfel da. O să iasă în prime time. război, time razboi, pardon. Da. Uh, te întrebasem dacă în iubire este totul permis. Și spuneai că da, în afară de minciună, de. Poate te de ceva. Nu, știu. Bătaia nu e permisă. Da, înțelegem. Doamne, ferește uh, Sunt lucruri, de fapt, vezi tu e aici e mai complicat pentru că ține așa, tot de la. și pleacă de la educație, pleacă de la experiență, pleacă de la uh, nivelul de. Percepție după o dezamăgire, după infidelitate. Iertăm? Ce ar trebui să fie foarte, foarte grav ca să spunem că nu iertăm? În afară de, Doamne Ferește, faptele astea foarte grave. Uh -huh. Dar cui mai pasă? Deci tu ai fost înșelat, de da? De ce să nu ne pese? Păi nu, tu ai fost înșelat, da? Relația s-a rupt, el, ea s-au dus în stufăriș și tu îți continui viața, da? Poate cui că mai nu pasă? poți să treci peste? Păi nu o să poți să te treci peste o perioadă. Este esențial să scoți triggerul din mentalul tău. Adică, dacă multe relații pe care le-am văzut încă se mai urmăresc pe Facebook, pe social media, sunt pe acolo cu ochii prin stingile de la gard, și atunci nu, că tu dai un refresh tot timpul, imagine, și odată cu imaginea ei sau a lui, accesezi și câmpul de memorie da. din spate. Ar trebui să blochezi total tot, orice acces la persoana respectivă și cel mai bun prieten al nostru este timpul, ca să nu spun altceva. Că în foarte multe cazuri, teoria asta populară cui pe cui se scoate este genială. și timpul, timpul vindecă tot. Timpul vindecă, dar repet, dacă tu ai într-o relație, pentru că sunt multe voci care spun nu, ai nevoie de timp să te refaci tu cu tine... Mă, sincer, eu nu vreau să fiu lipsit de profesionalism, <laughs> dar eu nu înțeleg asta neam. Asta cu, deja deci am ieșit în relație acum, nu zic ieri, dar am ieșit de o lună. Și ce să fac? Să stau așa eu cu mine în fotoliu, cum mă vindec? Cum, adică ce fac concret? Păi tu ieși, te distrezi, A, deci nu stau prieten, eu prietenă. cu mine. Asta zic. Nu, dar în sensul în care nu, nu e mai intri în altă relație. într altă relație. Și de da. ce n-ai face asta? Pentru îți că... spun că... eu de ce. Ia pentru că e posibil ca persoana respectivă, da, care uh -huh. va veni în viața ta, să fie să ocupe locul, nu știu, unui pansament. Să fie așa, o relație tip pansament. Păi da, așa îi punem noi titlul. Nu psihologie, spuneți asta. Da. Uh, da. eu repet, eu nu sunt vehement în ceea ce spun. Eu da. vorbesc despre ipoteze, da. pentru că asta este frumos într-o astfel de dezbatere. Tu nu ești de acord cu doliul ăla, domnule, după relație. Că toată lumea spune, trebuie să sporți doliul după încheierea unei relații. El emoțional oricum există La figurat, evident Da, emoțional Tu n-ai ce să-i faci Că e acolo O sfredelește da, ca o râmă da. Să plimbă între circunvoluțiuni Dar fă ceva, nu sta. acolo Asta-ți spun Factorul social Activarea ta socială este esențială Și dacă tu cunoști o persoană Cu care rezonezi Nu neapărat gata O iau pasta asta și de mâine Lasă să intre în viața ta Lasă, mintei. discută da, e, e frumos Sunt foarte multe experiențe ale oamenilor Care au demonstrat că Atunci când a apărut Repet, nu a doua zi da? a apărut altcineva, au defocalizat de pe traumă și s-au simțit foarte bine. Că poate n-a mers, poate e de sacrificiu, ok, oricine e asumat și ăla ar fi incorrect față de persoana aia. Bine mă, dar persoana aia nu e că și el are libertatea de a alege dacă nu, nu rezonează poate. cu tine și el poate să-și vadă de drumul lui adică, evident, na. evident. că adică l-ai cumpărat de undeva îl folosești și la arunci corect um... Crezi că există compromisuri în, în, în relații? Trebuie să existe compromisuri. Acum, știi, Nazrin, știi ce ne încurcă pe noi foarte tare? Definiția unor termeni. Pentru că noi percepem termeni ăștia extrem de radical. Schimbarea, cum ți-am zis, da? Nu vreau, dom'le, să mă schimb. Compatibilitatea, doamne, trebuie să fim compatibili. Nu trebuie să fiți noi compatibili, decât inițial. După aia nu mai există compatibilitate. Deci, despre eu la, la eh, definiția acestor termeni mă refer. Înțelegi? Dar când spune cineva luptă pentru cealaltă, luptă pentru dragostea ta. Îți spuneam în debutul întâlnirii noastre că este vorba despre adaptabilitate. Să schimbăm schimbarea cu termenul ăsta. Eu dacă cunosc pe cineva, sunt foarte atent dacă persoana respectivă este elastică. Dacă ascultă activ, dacă e dispusă la anumite recomandări. Să spună, da, domnule, eu aș putea să, nu știu, să mă îmbrac așa dacă asta nu-ți place. Nu neapărat că trebuie să-i impui. Dar sunt anumite sugestii. Mie dacă îmi zici, mă, știi ceva, nu stă bine cu ăsta, n-ai putea să-ți iei altceva? Dar nu mă costă nimic. Dacă tu spui că nu stă bine și poate ai un ochi mai format, eu pot să fac asta. Sunt, în schimb, persoane extrem de rigide care vin cu textul ăsta. Dom'le, mai luat așa, ăsta e stilul meu. Oh, nu vreau oh, să... -mi... Nu permite nimănui să te schimbe dacă, dacă te, iubești, te vor... și e așa. Asta zic. Despre da. asta vorbesc când vorbim despre adaptabilitate și a nu fi rigizi, așa zisele compromisuri. Nu sunt compromisuri. Sunt niște gesturi pe care le facem voluntar, a nu trebuie impuse. A, doamne, dacă nu schimbi sacou, nu mai ești cu tine în oraș. Aia nu e. Dar lucruri cum ar fi, nu știu, situații în care el primește un job în afară, ea da. are un job stabil aici, ăla ai compromis. Ce te faci atunci? <laughs> Hai să vorbim așa, de fapte de reale. De ce mi-ai dat care... exemplu ăsta? <laughs> Am lovit unde nu trebuia. Dar n ai lovit, e okay. Pentru că, uite, eu din perspectiva mea, dacă ar trece prin asta o prietenă, poate subiectivă fiind, ea spune, păi dacă te iubește, nu pleacă. Dar dacă aș fi prietena lui, poate că ea spune, dacă te iubește, vine după tine, <gântu -i> știi? Te dai după situație, na, cum, ce să faci? Până la urmă, cum ar trebui să se procedeze? Până la urmă, mascat, noi vorbim Să ne despre... raportăm la corectitudine și la dragostea adevărată și pură, uite, compromisuri și da. Uh, până la urmă, vorbim despre, în primă fază, o relație la distanță, dacă mascat, și după aia despre un compromis, nu? Do o sunt o relații absolut normale, în care se văd în fiecare zi, doar că el primește un job extraordinar de bun, uh -huh. iar și... ea trebuie să rămână sau să plece cu el. Deci sunt două situații. Una, să rămână relația la distanță da. și ce facem cu ea. Da. Și doi, dacă compromisul ăsta de a te duce după partener e unul beneficul. Sau plur. a treia situație în care el va refuza okay. și va aici. Relația la distanță, eu n-am crezut niciodată în ea până acum. E ok atâta vreme cât există un termen limită. Adică dacă persoana aia are o misiune da? și există un fundament, există niște o sintonie, o, o conexiune ne știm deja de ceva timp, avem exact. relație veche da? Da, adică și atunci am... știu că mă întorc la anul mai înțelegi? Da. Bun merge, dar așa fără frontiere, eu plec și o vedea și ne frecventăm, mm -hmm. nu funcționează după părerea mea Da. da? cât despre compromisurile pe care le-am putea face să renunțăm noi la anumite situații din dragoste pentru partener ele pot sta în picioare și eu le apreciez foarte mult, dar cel mai mult trebuie să le aprecieze partenerul. Adică aia este o dovadă ultra clară că cel care te care vine după tine acolo chiar te iubește și chiar își dorește relația respectivă. Se poate și e benefic pentru cuplu ca tu să faci în virtutea sentimentelor niște gesturi de genul ăsta dar ele trebuie apreciate. Adică știi că dacă nu persoana respectivă te ia for granted, te ia gratis și după aia nu mai contezi. Înțelegi? iubim o singură dată în viață. <laughs> mă întreb din punct de, de psihologic sau mă întreb pe mine dezbrăcat iub, de haina de psiholog. Iubirea aia mare. Știi că uh, uh, poți să iubești de mai multe ori la fel de intens? Da. Iubești diferit de fapt și intens de fiecare dată. Da, putem să. Iubești doar o dată și în rest doar te atașezi sau ții sau... Tu cum vezi treaba asta? Nu, poți să iubești de mai multe ori. Că una a fost mai intensă, depinde și de perioadă, depinde și de cât de mult ai fost conectat cu omul respectiv, dar fiecare are caracteristici, eu îți răspund, da. e o discuție pe care o simt foarte frițante, foarte mișto. Da. Nu vorbesc neapărat ca un psiholog, îți vorbesc ca un prieten uh -huh. care se ocupă de psihologie. Perfect. Și eu îți spun, da, eu am cunoscut-o de câteva ori în viața asta, e strict legat de bustul ăsta de dopamină, serotonină, de tot ceea ce te face să, să te dai cu capul munți, E diferit, adică la o persoană Ai descoperit anumite calități La alta, poate altele Dar poți să iubești mai mult sau mai puțin? Să spun că pe X l-am iubit mai mult decât pe Y? Da, poți să faci și chestia asta Mai intens. Poți mai... să faci și lucrul ăsta mm -hmm. Da? Orice e posibil, din punctul meu de vedere Adică, probabil sunt persoane Care au iubit într-adevăr O singură dată foarte intens Și a rămas de referință cadru respectiv și ulterior au avut și alte iubiri, dar au mai nu n-au fost atât de implicate. Și atunci, da, dacă se raportează la episodul ăla, pot spune, da, am iubit o singură dată în viață. Atașamentul e cu totul și totul altceva. Este transformarea uh, acestui sentiment pe care îl ai, aceste emoții supreme pe care o ai, în ceva de lungă durată în ceva profund, în ceva care înglobează acolo un fascicul de uh, lucruri pozitive, încredere, respect, uh, empatie, comunicare eficientă. Deci atașamentul ăsta securizant, cum îi spunem noi, este transformarea uh, perioadei astea de început iubirea într-o dragoste adevărată. De ce ai trecut de la iubire la dragoste? Care e diferența? Păi iubirea e mai mult asociată cu îndrăgosteala, cel puțin așa o văd eu, înțelegi? Aia e ținerea de început? Da, bine, nu e neapărat, adică nu, nu vreau să bat, să, să, să ștanțez termenul ăsta ca fiind o definiție. Eu personal percep iubirea, înțelegi, în perioada asta de început, după care dragostea este o chestiune... Bine, au altă conotație psihologică dar eu ți-o spun cum o percep da. eu, da? E o chestiune așezată, este o chestiune care ține de un atașament securizant, de niște valori care au sudat foarte bine cuplul ăsta. După un timp iubirea trece, dragostea trece și rămâne respectul? Ar putea să nu treacă. Ar putea să nu treacă și sunt foarte multe persoane care după 10 ani de zile iubesc la fel de intens. Au creat niște trasee acolo, au creat o codependență reciprocă. Pentru că în relația de cuplu, partea nasoală e că atunci, sau e atunci când unul dintre parteneri creează codependență și celălalt e evitant. Acolo nu e ok. Dar dacă ambii au creat o codependență, mulți psihologi spun că nu e sănătoasă codependență. Bine, dacă pentru cuplul respectiv e benefică și ei se simt bine orice în regulă. Nu are nimeni dreptul să se amestece. Exact. Ce. A început cumva discuția, nu înțeleg de ce, cu apariția copilului într-o căznicie. <laughs> la fel, cred că am auzit cu toții de expresia asta, un copil poate destrăma o căznicie. cum la fel am auzit că un copil poate să unească doi oameni care se iubesc foarte mult sau da. care nu știau cât de mult se iubesc. Exact. Uh, acum, na, iar revin, spun, depinde de la caz sută la caz. 100%. La Totuși, care ar fi valorile la care ar trebui să plecăm la drum, atunci când vorbim deja de a întemeia o familie? Ok. Când știm că el este persoana, este tatăl copilului meu și el ca bărbat spune, gata, am întâlnit-o pe mama copilului meu. După ce l-ai forjat, dar au ieșit spumele <laughs> din el și a rezistat acolo, înseamnă că e bun. Dincolo de glumă... Și vezi câte fire albe are în păr, nu? <laughs> dincolo de glumă, eu am zis dintotdeauna, când e bine și e frumos, suntem îndrăgostiți și stăm pe plajă în Emirate, e de best. Uh -huh. Relația se vede în momentul în care trebuie să gestionăm conflictele. Și, și să construiți împreună, nu în cluburi aia, și vacanțe. Aia Fără doar și poate. Clar. Ne vorbim despre o relație care deja s-a da. consfințit și sunt în același spațiu locativ. Nu vorbim despre de astea, așa, da. la colțul da. blocului, da? da? Bun. E, în momentul în care tu ai intrat în spațiul ăsta, vii cu niște nevoi foarte diferite, începând de la gestiunea gospodărească a spațiului respectiv și până la alte chestiuni mai sensibile ale tale ca individ. Și apar discuțiile care pot fi, așa cum spuneam inițial, cearta pe dreptate, sau hai să vedem ce facem cu asta. Dacă voi ați constatat că în urma discuțiilor totuși nu se mai repetă uh, motivele da? și relația începe să lase în spate toate acele, toate acele uh, toată acea mătrăgună da? atunci Omul ăla merită să investești în el. E clar că e acolo, e ce trebuie. Da? Poți să comuni și poți să-ți rezolvi lucrurile cu el. Deci e adaptabil, e maleabil, e ce trebuie. În schimb, în graficul ăsta despre care eu-ți pomeneam și pe care să spun sincer, l-am învățat în formare. Adică, eu am niște profesori excelenți pe zona asta de terapie cognitiv-comportamentală și mi-aduc aminte, vizualizez momentul în care doamna Virginia Corduneanu, profesoara mea, ne-a făcut acest grafic și ne-a spus relația trebuie privită în, cu așteptările în buzunar. Adică, cuplul ăsta tânăr care începe să conviețuiască în acela spațiu are primul prag, îl armonizează, trece mai departe. Dar în momentul în care apare un copil, în afară de faptul că mama are niște transformări interiorul corpului, da? biochimice și așa, hormonale și așa mai departe, urmează și perioada de lăuzie, poate o depresie, semidepresie, postpartum, depinde, da? E, acolo e foarte important cum gestionează partenerul chestiunea asta și cum gestionezi și tu asta, da? Adică dacă o înțelegi și știi că va urma o perioadă în care nu știi cum o să reacționezi, da? Pregătește-te mental, adică du-te 2-3 pași în față, gândește cum o să fie să ții pe la mic în brațe și să apară o situație. Ce o să faci? O să reacționezi așa că din fundul curții, o să arunci cu mătura sau o să încerci să te calmezi pentru că știai că o să apară asta. Contează foarte mult partenerul, extraordinar de mult înțelegerea lui și partenera, mama, să nu dea frâu liber, să nu lasă hormonii să se în toată casa. E, când noi ajungem să armonizăm și situația asta postpartum, se intră iară pe homeostazie, da? Pentru că sunt situații noi pe care nu le-ați mai întâlnit. Copilul are colici, tu nu suporți, o să vezi, sentimentul ăsta este magistral. E singurul lucru despre care pot să spun cu tărie, că niciun om care nu are copii nu poate să vorbească despre copii. În momentul în care îl ai pe la carne din carne în brațele tale, tu te schimbi ca om, radical, da? Din multe puncte de vedere. Și atunci uh, o să vezi că uh, situația asta despre care ți-am spus, da? nu ești pregătită să vezi bucățica aia care e inima ta, în mâna ta, că plânge și că se stârcește de durere care colici. Și ce faci? Nu mai vrei să auzi pe nimeni în jur, îți vine să-i să scoți dinții Lupisoi cu patentul. Da? De ce anumiți bărbați în acea perioadă uh, cad în plan secund? Pe normal. Sau chiar dramatizează ușor și știi foarte bine că se ajunge în niște situații destul de alarmante în care el se plânge că nu mai este în centrul atenției, în care cred că intervine și o gelozie asupra copilului, pe care, sincer, nu am ori, înțeles dar la niciodată. Oamenii, da. Vezi, iară trebuie să ne întâlnim la jumătatea drumului. Adică bărbatul trebuie să înțeleagă că tot aparatul da reproductiv a suferi niște transformări și nu mai poate să se bucure așa cum se bucura înainte, femeia trebuie să înțeleagă că odată ce tu îți împingi geamandura asta mai încolo, Geamandura s-ar putea să nu mai vrea să vină lângă tine să pui mâna pe ea. Deci, ea trebuie să contribuie. Și chiar ea dacă se prin acea perioadă, da? acea perioadă va trebui să treacă la un moment dat. Și să nu-mi spui tu mie acum că doi oameni care se iubesc în momentul în care Mogăldeața a dormit, nu poți să te duce să le iei pe la îmbrațe. Și îți spun cu... peste ceva timp. O să vin să-mi spui cum a fost. Sunt mi spui că exact. vă luați la mic lângă. Deci, lucrurile trebuie să fie tot timpul în echilibru. Da repet, este, da. Dacă vrei, uite, hai să zicem un 60 cu 40, 60% ar trebui să fie mai capacitat bărbatul, pentru că tu treci prin niște stări de care, cum să spun, nu ești direct răspunzătoare, sunt niște chesti, niște transformări fizice. El trebuie să fie mai tolerant, să știe la ce se așteaptă și femeia trebuie să vină și ea către el, conștientă fiindcă nu poate altfel. Ce am înțeles eu din această discuție este că Eduard Puiu clar, clar, clar ține cu noi femeile din toate punctele de vedere. Eu asta aveam exagerăm Nazrin. Nu chiar din toate punctele de vedere, <laughs> da. dar că totuși -ți o să ție să faci așa procentaje, cred că 60-40 sau cum? Nu, 50-50. Hai să zic, nu. Eu țin cu oamenii uh, valoroși, eu țin cu oamenii de bun simț. Indiferent că sunt femei. Exact, femei sau care. bărbați. Eu țin în continuare cu valorile alea care, cu demnitatea. Cu obrazul, cu respectul, cu bunul simț. Eu cu oamenii ăștia țin. Că sunt bărbați sau femei, nu contează. Important este să avem valorile astea. Chiar dacă societatea ne împinge să fim altfel, cine dintre noi rămâne uh, Rinocer și ține steagul ăsta în continuare, ne regăsim așa, undeva într-o zonă mai izolată, dar ne regăsim oamenii. Și știi. important este să mai și învățăm și să mai și ascultăm, știi, și să, uh, să nu repetăm aceleași greșeli, nu știu, asta. Că tot mai discutam noi și toată lumea spune, măi, învață din greșelile altora. Păi nu poți să înveți nu, din greșelile altora. Nu poți. Dar, uh, Ai că poți, dar foarte puțin. Atunci când te trădează cineva, atunci când te înșală cineva, că spuneai să încercăm să nu trecem peste treab treburile astea, uh, e musai să iertăm? Nu, am zis că nu. Te obligă cineva. Dar ce înseamnă să, să, iert? să iert? Ce eu sunt, popă? Eu nu știu ce înseamnă să iert. Eu știu că dacă mi s-a întâmplat lucrul ăsta, încerc să blochez total. Să ierzi nu înseamnă neapărat să rămâi acolo. Păi nu și să iert, ce cui trebuie cui pasă, conceptul ăsta? Adică nu înțeleg ce înseamnă să iert. Ce? Mă întreabă cineva, ai iertat o pe Maricica? Cui pasă? Nu știu, și nici nu mă interesează, eu am viața mea e de aici. Pentru încolo. tine, pentru liniștea ta, pentru ideea ta. Da, eu sunt te... și fără să o iert sau să nu iert pe Maricica. E da, nu mă interesează aspectul ăsta. Adică eu pur și simplu, dacă am trecut printr-o chestie de genul ăsta, Privirea mea este în față, trecutul, dacă m-ar interesa, gândește că aș întoarce capul să mă uit la el și m-aș împiedica de prima piatră. De ce aș face asta? Dacă nu mai contează, nu mai contează. Ideea e cum îți construiești viitorul, să ierți. Dar chiar poate o persoană din trecutul tău să nu mai conteze? Deloc? Da. Da, poate să nu mai conteze. Nu am cadru de referință, să conteze ca ce? Adică undeva Ca o persoană -o... care a fost extrem de importantă în viața ta, da, care te-a marcat, care te-a Da, contează, te contează, doar din perspectiva învățămintelor pe care... Adică dacă la un moment dat tu vorbești cu Nazrin într-o emisiune și te întreabă chestia asta, îi spui așa, da, eu am un feedback, eu am uh, niște învățăminte de acolo. Uite, era o persoană în vitrină, am pus-o acolo în vitrină, de la ea am învățat cum e să cutare. Uh -huh. Doar din perspectiva asta, dar în rest... Și nu prea se întâmplă. <laughs> da? Viața noastră e în față. Și avem atât de multe de construit și viața este atât de frumoasă, dacă vrei să o vezi frumoasă, încât, pe cine mai interesează dacă ierți sau nu ierți? Mă rog, dacă putem să iertăm, să iertăm ca să da, nu rămânem noi cu și cu răutate și cu, eu știu, Dar alte nu era resentimente. Nu era închiune. Adică nu e conectat o emoție negativă la a nu ierta. Da. Pur și simplu nu mai este argument. A fost. S-a da. dus să uh, da. ștergem cu buretele. Da. Ce bine ar fi dacă ar fi așa ușor. <laughs> Dar nu cred că e imposibil. Nu, nu e imposibil. E doar chestiune de antrenament mental. Adică dacă tu uh, te-ai lovit de un argument de genul ăsta și te antrenezi să poți mental să gestionezi anumite emoții și anumite situații, a șaptea oară, a zecea oară o să-ți iasă. Ce s-ar fi plăcut să... Ce s-ar plăcea să știi că cei de acasă care ne urmăresc acum își notează în urma discuției? Cel mai mult îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că ce este foarte sigur e că nimic nu e sigur. Asta este singura chestiune cu care am rămas eu Scrijelit în mental. Avem teorii, avem tot felul de păreri, unele maxi cunoscute. Sunt contraexemple care demontează chestiunea. Deci, în viața asta, doar moartea e sigură și nașterea. În rest, pe culoarul ăsta, așa frumos, de la origini până la linia de final, ai spini și flori. Ce vrei tu să pui acolo, așa va fi viața ta. Vrei să culești floricelele, să le pui pe coridorul ăsta? Vei avea o viață plină de flori. Te împinge păcatul să dai spini în față? Asta este viața. Și e sigur că nimic pe lumea asta nu este sigur. Pe principiul, niciodată să nu spui niciodată, niciodată. pentru că habar nu ai exact. cine vei fi mâine, exact. arături de cine vei exact. fi mâine și ce vei face. Exact. Îți mulțumesc, Saru, pentru această discuție. Dar, Sper că plăcere. a meritat oh, oh. discuția noastră. Și să ne revedem cu bine, căci... Aș mai fi avut eu multe, multe întrebări, Știu. dar să le păstrăm pentru o viitoare discuție. Altfel, pe Eduard Puiul puteți găsi, mi doar să spun asta, unde? Da. Pe Facebook, pe Instagram, spuneți și site-ul. Psiholog Eduard Puiul, peste tot, și pe YouTube, și pe Instagram. Curgă acolo întrebările? Uh, sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor, din păcate, uite, mă folosesc de ocazia asta să-mi cer scuze că nu se poate, nu pot să răspund așa. Uh, e o perioadă în care oamenii gestionează greu situațiile din da. viața lor, sunt întrebări, sunt oameni care au nevoie de ajutor. Dar ești acolo să-i ajuți atât cât poți cât și pot. tu, pentru că da, și doar că este om. <laughs> Mulțumesc tare multe Eduard, să ai o zi frumoasă, să ai o viață frumoasă. Mulțumesc. și. Uh, Așteptăm o propunere din partea celor de acasă pentru o viitoare discuție. Da. Că o să mai vin, cu siguranță. Uh, vă mulțumesc și vouă celor de acasă care ne urmăriți. Sper eu, cum spuneam, adolescenți, adolescente, doamne și domni, de toate categoriile, de toate vârstele. Și o să ne revedem data viitoare. Seară frumoasă!